Maria Catalina va împlini peste câteva zile 8 luni. De când s-a născut, spitalul a fost casa ei pentru că are o malformație cardiacă congenitală. Așteptam să vină și bine, le știți. Întotdeauna o mamă asta speră. Trebuie să ne facem bine, să mergem la grădiniță, la școală. Este și dorința medicilor de la Spitalul Marie Curie, care au grijă de micuță în cadrul secției de terapie intensivă nou-născuți, care a fost construită de la zero cu ajutorul donațiilor. În prezent, aici pot fi îngrijiți doar 27 de copii cu boli foarte grave, însă e nevoie de mai multe paturi, iar pentru asta sunt necesari mai mulți bani, care pot fi strânși și prin completarea formularului 230. Este vorba de bani care deja sunt plătiți în anul trecut către statul român, și statul român face această redirecționare către asociații. Anul trecut, unul din trei salariați de la noi din țară a redistribuit cei 3,5% din impozitul pe profit către o entitate non-profit sau către o unitate de cult. Suma totală colectată a depășit 313 milioane de lei, iar banii au ajuns către mai bine de 30.000 de entități. Bolnavii grav, copiii cu nevoi speciale sau care provin din familii defavorizate sau animalele fără stăpân sunt doar câteva dintre cauzele care au fost susținute anul trecut cu banii proveniți din redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Un formular completat ne ajută să menținem în școală, cu masă caldă și educație remedială, un copil pe 2 săptămâni. Anul acesta, completarea formularului 230 vine cu noutăți pentru antreprenori. Pentru PFA-uri, anul ăsta este ultima șansă să facă această redirecționare. Dacă sunt micro-întreprinderi, pot redirecționa impozitul până în limita de 0,75% în cifra de afaceri, iar dacă sunt cu impozit pe profit, pot redirecționa până în 20% din impozitul pe profit. Cine nu a completat formularul 230 mai are timp până pe 25 mai să decidă cui redirecționează cei 3,5% din impozitul pe venit. În caz contrar, banii vor ajunge la bugetul statului.